L-am simțit pentru 3 secunde și a dat drumul. E și un pic riscant cu o râmă pe cărlic de ăsta mic de 16, dar îmi asum. Încercăm. La parte era mășcățel. Ce te zic? Dar nu era pentru cărlic, doar se ținea de râmă. Da, cu mâinile, cu aripioarele. Cu aripioarele. Mhm. Am mâncat-o și pe mine. Am mâncat-o, da? Da. Dar iată-ne, în sfârșit, la o nouă partidă de pescuit. Este sâmbătă, suntem la Turcoaia. Vremea e acceptabilă, vremea să zic așa. Vremea e, exact. Bun, e sâmbătă, după cum am spus, suntem pe el. Specia vizată este guvidul. Încerc să filmez aici. Nu, am glumit, am luat câțiva mărunași, dar cam mici, așa, cam dezgustători. Unul a fost mai mărișor, în rest, cred că vreo 10, cam mici, ca palma, așa. Dar vremea e tinerică. Anemic tare. Mic și anemic. Mic și anemic, nici nu pot să-i filmez. Trag o dată de două ori, apoi o lasă. E momentul în care fidăriști adevărați ar folosi textil, știi? Ca să semnalizeze trăsăturile. El trage acum, dar nu mai percepe firul meu grosolane. Ce lasă? Nu, trei chipuri le trage. Ia să vedem. Ia să vedem. Uite de ăștia. Uite de ăștia vin. Poate firul? Cam așa, sunt și un pic mai mari, dar nu știu cum să fac să-i aduc pe ea mai drăgălași, mai gustoși. Selecția peșterului se face prin mărimea cărligului. Da? Nu, no, nu e adevărat. Asta e așa pentru începători. Nu, nu. Parte.
Cât de cât. Cât de cât mai mare. De-aștia, dacă ar veni, ar mai fi ceva. Da, a început să tragă la 2 minute, trăsături foarte fine, abia perceptibile. Talia cam asta e, dar dat fiind faptul că mai sunt 3 ore de pescuit, o să încercăm să vedem la record, facem concurs cine ia mai mulți, să vedem câți putem să adunăm, că no, de când deloc, tot pescuit se numește. Miroase mâna pește. Cel mai frumos miros după Chanel 5, nu? După Aqua di Gio. Nu, Chanel 5, după aia Aqua di Gio și după aia. Și pe locul 3, miros de pește pe mâna, nu? Total de acord. Mașcat. Asta e mai mașcățel, mai îmbrăcățel. Așa, de ăștia da. De ăștia îți mai scot. Nu este scos să vină după mulți de ăștia mici și aia mai mari, după ce se satură ăștia, știi, sau mai pe seară. Am o mică speranță că o să vină și mai mari. Felicitări. Mulțumesc. Au început mai mari sau? Mi se pare. Mi se pare ciudat. Asta e un pic mai îmbrăcățel. Mășcățel? Da, bă, nu. Vă dec. Vreau să vezi ce am mai făcut eu? Mai mic al tău. Măcar de ăștia. Trage și la verde. Yeah.
sfârșit. În sfârșit, în sfârșit, doamna Plătică. Plătică. Asta e trofeul partidei. Felicitări. Mulțumesc. Asta e cea mai mășcată, cea mai mășcată dintre toate. Felicitări. Mulțumesc. Iată, de la finalul acestei partide m-am înarmat cu cântarul electric și cu găleata Unico, pentru că este un pic mai mică și o să se vadă mai mult peștenea. A mea e aia de neam prost, vă să filmez, de 25 de litri. În ligenaș poți să te speli pe picioare și în ea poți să cari cam un miel așa, tăiat, așezat frumos. Dar o avem pe asta pentru cântărit peștele. Haide să nu mai lungim vorba, deja e lungă. Cântărim acum cât mai e lumină și în jumătate de oră ne apucăm să strângem dacă se mai întâmplă ceva. Să strângem. Trei kilograme, fără 50 de grame, poate mai luăm un pește. Jumătate de kilograme are găleata. Deci, 2 kg 445. 2 kg 445. Ia-l.
Care cântărim când am băgat cântarul. Mhm. Parcă trage și la mine, stai. Bun. Parcă am și eu ceva. Recântărim. Îmi pare rău. Trebuie să nu-l scap, că ăla e grăsuț, frumos. Du-te și arată-l. Hai că vin și eu să-l arăt. Hai să-l arătăm amândoi. Arca meu e un pic mai mare, nu? Da, clar. Bun, hai să recântărim. Hai să pescuim și recântărim după aia, că uite, pică. Hai. Trage. Punem deoparte, în altă găleată. Păi chiar mușcătel. Batcă. Bravo. Hai. Tu ești baza, tu ești speranța, că mie nu mi-a mai tras. Facem 3 kg, cred că avem 2800, vezi să nu-l pierzi. 2800, 2900. Doamne, ferește, cum să-l pierd? Și acum pește după pește și-l pierd. Ce ai făcut? Bobiță. Ce ziceai, că ești pe viteză, ca la concurs? Da, sunt foarte mândru de Nico, a devenit oficial fiderist, a aruncat într-o partidă, a cărat singură un kilogram, primul kilogram de nadă pe vad. Da, despre asta este vorba. Uitați, are și bac de apă lângă ea ca să-și clătească mâinile. Mamă, dar la cine ai văzut așa? La Cătălin Constantinescu? Prietenul tău. Bravo, bravo. Felicitări. Felicitări. De data asta mai că am făcut din 3 kg, cred că a luat vreo 2 dânsa. Uitați numai ce fel lansează. Aha, despre asta e vorba. Yes, baby. Da, nu uitați, în altă ordine de idei, să nu vă mai uitați pe YouTube, să nu vă mai uitați la vloguri de pescuit și să ieșiți la pescuit, ieșiți în natură, se apropie prohibiția, ieșiți cât mai mult, petreceți-vă timp pe această planetă minunată, că nu se știe cât timp o să mai avem sub picioare. La revedere, fire întinse! Ura! Felicitări! Peștele de 3 kg! L-am tot așteptat! L-am tot așteptat că eu am agățat montura și n-am mai făcut-o și Nico tot a stat pe el. Ne retragem în glorie? Ți-a ajuns cu fidăreala pentru ziua de azi? Nu, mai vreau unul. Mai vreau unul, mai vreau unul. 10 minute. Da. Eu am strâns tot, trebuie să strâng și tu. Da, dar mai văd încă coșulețul, mai am. Păi știu, mai dar văd nu. Viermi, mai văd vârful. A, așa merge treaba, cât timp mai vezi viermi, vezi viermi și vârful. Dacă am omeală, văd vârful. Știu, dar trebuie să mai plecăm și noi la casele noastre, să-i mai lăsăm pe peștii ăștia să mai odihnească aici. Promit, dar încă mai văd vârful. Mai am câteva coșulețe de dat.
Vrei să dai toată aia? Da. Văd vârful. Vreau să dau toată asta și să văd vârful. Să mai vii cu femeile la pescuit. Nu mai poți să pleci.